Dragnea, la fel ca Nuțu Cămătaru, avea și el două maimuțe. E, când a venit Dăncilă, maimuțele au fugit, da, s-au dus pe case, prin vecini. Și acum, fără nicio legătură cu ce am spus mai devreme, vă anunț că deputatul Mitralieră și Codrin Ștefănescu s-au întors acasă. Slab, jigăriți, piele și os, dar tot așa, cu dinții beliți, gata să muște și din bolovani pentru șeful dacă e nevoie. Dar ce se întâmplă? Se întâmplă că Ana Birceal e omul lui Klaus Iohannis. Cum așa? A, bă, fraților, că-i cusută cu ața albă, ce naiba? Nu are legitimitatea de a face astfel de declarații. Așa cum știți, dânsa a fost demisă de către premierul guvernului și stă acolo forțat, fiind ținută forțat, așa cum știți toți, de către prietenul dânsei, Klaus Iohannis. A? Ce naiba, domne? Birceal n-a vrut să plece, Iohannis n-a vrut să pună pe altcineva în locul ei. E foarte complicat. Și stați, asta nu e nimic. Au lăudat-o americanii. Bă, voi vă dați seama ce zic eu aici? Au lăudat-o americanii pe Birceal. Mai repede l-înjurai pe deputatul Mitralieră de Mitralieră decât să audă una ca asta. Că un membru al guvernului PSD e lăudat americani. Cu alte cuvinte, suntem din nou în situația în care PSD se străduiește să dea jos ministrul de la justiție. ALDE are ministri în guvern fără să vrea, Iohănița are și el un ministru în guvern, ai că ușor, ușor o să fie de Uniune Națională treaba. Mă, Veorico, ți-o zic așa, uman, nu găsești și pentru Cămila lui Nuțu ceva pe la guvern? A? Eu zic la externe, a? Ne pune și nouă o pilă cu țările arabe. Știi ce zic? Că-i belea acum cu petrolul, cu astea, Veoricu, ai văzut? Doamna Birceal, mă scuzați, româna, să știți că de vreo lună vă dăm și noi mesaje, vă sunăm, da, v-am dat pe WhatsApp, peste tot, să veniți aici la Starea Nației, să stăm de vorbă despre justiție, despre... și ne dați cu sin, doamnă, sin ăla de la văzut, nu de la păcat. Păi e frumos, nu știu, zic și eu, altfel, sărumâna, good morning very much. Permiteți-mi să nu comentez pe acest...